Crește numărul localităților cu grad ridicat de infectare. Astfel, în urma ultimelor raportări, municipiul Târgu Jiu intră în scenariul galben, alături de alte localități. Am urcat undeva de la 7 localități în scenariu roșu și 7 în scenariu galben, la 8 în scenariu roșu și 14 în scenariu galben. După cum se prezintă cifrele, pentru că ieri aveam Târgu Jiu la 1,98, în mod sigur de astăzi și Târgu Jiu este pe scenariu galben. Peste 90% din persoanele care ajung la spital sunt nevaccinate. Acest aspect negativ face ca imunizarea să crească de la o zi la alta. Dintre cei care se prezintă la spital, 97%, cei confirmați cu COVID, 97% sunt nevaccinați. Totodată am văzut că e solicitare mai mare, crește interesul pentru vaccinare. Ieri, spre exemplu, la centru de la stadion am avut aproximativ 400 de oameni care s-au prezentat să se vaccineze cu toate cele trei tipuri de vaccin, cu Pfizer, Johnson și Moderna. Iar de mâine se va deschide și centrul de vaccinare din spital pentru salariați. România este pe ultimul loc în privința ratei de vaccinare, însă ocupă un loc fruntaș ca și număr de cazuri confirmate zilnic cu coronavirus.